direct din Azeroth, știrile de la ora 4. Bun venit la știri! Locul ăsta nu este pe cât de gol s-ar crede. Foarte mulți furries! Astăzi, Crytek găsește moduri noi de a-și băga piciorul în gură. Cerințe de sistem. Ce e atât de greu? Iar Square Enix nu prea mai înțelege ce înseamnă publisher, dar mai întâi... Half-Life 3 este pe buzele tuturor în ultima vreme. Numeroase semne ce indică prezența făcându-și apariția peste tot, dispărând și fiind înlocuite cu semne ce indică Portal 3 sau chiar Left 4 Dead 3, ce la rândul lor ar putea fi doar un simplu caz de plictiseală din partea lui Robin Walker și echipa de la Team Fortress 2, ce nu au altceva de făcut pe moment decât, în mod intenționat, să înceapă să se amuze pe seama fanilor seriei Half-Life. Dar este cumva ceva mai mult la mijloc. Este cumva... O... Conspirație! Sursă, ce ne pot spune? Da, 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 da. E, 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 o, conspira, e o conspirație, dar da, nu cea pe care o crezi. Nu, nu, nu. Ar, ar, fi, ar fi prea simplu, mu prea simplu așa. Nu, nu e Half-Life 3. Nu, nu are cum să fie Half-Life 3. asta ar duce la o cădere completă a societății, iar Gabe știe asta. Știe, știe. Așa că ce te întrebi? Vrei să știi? Vrei să știi? Fii bine, bine, îți spun. Gabe Newell este un miliardar. Acum, da, 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 la început era, era, doar un milionar sau cel puțin așa a ieșit de, de, la Microsoft, da, 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 da. Ce era când a intrat la Microsoft? Ce era Gabe? Un, un programator? Un designer? Nu, 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 sunt dovezi, în afară de cele mult prea evidente pentru a fi luate în considerare, că Gabe a fost vreodată angajat la Microsoft, doar, doar apărut acolo, din, din sedin. Aproape de parcă ar fi fost construit la Microsoft. De parcă ar fi un construct tehnologic menit să se să exploreze posibilități noi, iar apoi să raporteze înapoi, înapoi la baza mamă. Gabe a spus anterior că se teme de Windows 8, așa, de el. Totul ca să dea impresia că nu are nicio legătură cu Microsoft, și și, și, și uitați, uitați ce se întâmplă. Steve, Steve Balmer a plecat de la Microsoft. Microsoft caută acum un locuitor. Este clar, este clar că Gabe va fi noul CEO al Microsoft, va concatena Steam în Microsoft, va deveni el Microsoft, va deveni fiecare PC cu Windows și Linux din lume. Gabe, g Gabe Newell este matricea! Cu această revelație șocantă pe care nu o veți mai auzi nicăieri decât aici, în exclusivitate maximă, trecem la următoarea știre. Crytek a decis că nu ar strica ceva egalitate în Warface din moment ce nu vor să-i dea un nume mai bun. Așa că treptat încep să adauge personaje feminine în joc. Primii pași au fost făcuți în Rusia, țară celebră pentru egalitatea sa atât timp cât ești Putin. Dar din motive necunoscute, decizia lor nu a fost chiar atât de bine primită de toată lumea. Au fost aduse numeroase critici la faptul că personajele feminine sunt mult mai sumar îmbrăcate decât cele masculine și chiar impractic pentru un joc ce vrea să fie o redare mai autentică a unui mediu de război. Designul lor seamănă mai mult cu ceva ce ai găsi în Unreal Tournament. Un joc ce nu și-a atras la fel de multă critică, deoarece personajele masculine arătau cam așa. Nu, nu aia! Da, așa. Cei de la Crytek au explicat că aspectul este rezultatul unui sondaj realizat în cadrul comunității jocului formată din copii ruși de 12 ani în călduri, iar că inițial aceștia vroiau ca personajele feminine să poarte tocuri și bikini pe câmpul de bătălie. Dar având integritate artistică, au decis să nu meargă tocmai în această extremă și doar să lase personajele feminine cu găuri în armură suficient de mari încât să te întrebi de ce naiba le mai poartă. Din nou, pentru că un personaj masculin este îmbrăcat așa. Joshua Howard, producător executiv al proiectului, a pus totul pe seama relativismului cultural, ce afectează lucruri precum reculul armelor, femei și alte obiecte fără voință proprie. Cum ar mai fi Coca-Cola, care deși pare de parcă ar fi aceeași în toată lumea, are de fapt rețete diferite în fiecare țară, iar în Rusia arată cam așa. Asta elucidează câteva mistere. Howard nu-și poate explica valul de negativism ca urmare a insinuării sale că femeile sunt lucruri, iar aspectul lor este decis de o adunătură de indivizi fără scrupule care nu vor decât să le vadă dezbrăcate. Dezvăluirea cerințelor de sistem era pe vremuri un lucru simplu. Aveai un 486 de X2, îți mergea Rise of the Triad. Nu-l avea Ghinion câștiga la loterie și cumpără unul. Dar în ultima vreme au început să apară probleme. Mai întâi, Ubisoft a publicat o serie de cerințe foarte exacte pentru Watch Dogs, dar acestea au fost infirmate tot de către Ubisoft, mai exact prin intermediul șefului diviziei de grafică a jocului Watch Dogs, ce a promis că cele finale vor fi, de fapt, mai mici. Alte cerințe au fost publicate de această dată mai inexacte și mult mai mari prin comparație cu cele vechi, alături de cerințe cam suspect de inconsistente pentru Assassin's Creed 4, iar apoi au fost cerințele de sistem ale lui Call of Duty Ghost. Acestea au fost publicate de Nvidia, recomandând o placă video GeForce 780. Placa video de top din gama sa curentă dacă nu punem la socoteală Titan. Ce nesensă este aceeași chestie, dar cu mai puțin RAM. Activision apoi a declarat că acestea nu sunt cerințele oficiale. Și atunci, de ce recomandă Nvidia un GeForce 780? Ar putea fi pentru că este Nvidia și are de vândut multe GeForce 780 sau pentru că habar nu au despre ce vorbesc și au de vândut multe GeForce 780. De asemenea, au spus că va cere 50 de GB spațiu liber pe hard disk, 10 GB pentru joc, 30 pentru marketing și 10 pentru filtrul de înjurături. Mai țineți minte cum ocazional glumeam că cei de la Square Enix ar fi cam parțial detașați de realitate când vine vorba de parte de afaceri? Ei, acum compania anunță că vor fi complet detașați dezvăluind un efort de finanțare publică a proiectelor viitoare ale companiei. Orice studio intern poate să facă propuneri pentru jocuri noi bazate chiar pe francize existente de la Eidos, așa că să nu visați încă un Chrono Trigger sau un Final Fantasy bun. Aceste proiecte vor fi trecute apoi printr-un forum public și finanțate prin Indiegogo. În alte cuvinte, Square Enix, această companie, corporație chiar, multinațională, masivă, cu o cifră de afaceri care pierde mai mult într-o lună prin decizii proaste decât a strâns Star Citizen într-un an, acest publisher cu sute de investitori extrem de bogați apelează la jucători, la viitorii clienți, pentru finanțarea proiectelor proprii. Proiecte pe care ei le vor vinde, de pe urma cărora vor genera profit și doar profit, pentru ei și pentru investitorii lor, iar apoi vor da din nou vina pe piața europeană că 3 milioane de unități vândute într-o lună sunt o dezamăgire cu mult sub așteptări. Asta în timp ce jucătorii care au sprijinit proiectul se vor întreba de ce au avut încredere în compania care a transformat Legacy of Kane într-un shooter de multiplayer să facă ceva bun, când eșecul nu are niciun fel de consecință negativă pentru Square Enix. Totuși, priviți partea bună. Asta deschide porțile pentru companii precum Sega, Activision și Electronic Arts să distrugă irrevocabil sistemul de finanțare publică, la fel cum au făcut și cu restul industriei. Punem punct aici aceste ediții. Sunt informat că este pe cale să înceapă întrunirea lunară de Furries. Așa că nu este recomandabil să fim aici când se întâmplă asta. După reclame... Rusia oferă de acum înainte finanțare guvernamentală pentru jocurile video, atât timp cât acestea vor fi benefice pentru relatarea adevărului și vor fi patriotic educative. Pentru că nimic nu ajută adevărul mai mult decât patriotism orbesc într-o națiune ce se îndreaptă în viteză maximă către a deveni o nouă amenințare pentru libertatea individuală la nivel planetar. you